A fost prima noapte cu adevărat de distracție la malul mării. Al doilea val de turiști este așteptat să ajungă astăzi pe litoral, iar petrecerile se vor ține lanț până duminică seara, când probabil stațiunile se vor goli încet, încet. Colegul meu, Viorel Matei, se află și el acum pe plaja din Mamaia. Bună seara, Viorel, care este acum atmosfera la tine? Bun găsit, doamnelor și domnilor, bun găsit tuturor. Este a doua noapte de distracție. Se pregătesc tinerii ca să intre pe ringurile de dans. În spatele meu este celebrul festival de muzică electronică din stațiunea Mamaia, unde sunt 4 corturi, ce însumează 5.000 de oameni. Aseară a fost o tură întreagă de DJ-i care au mixat la patane, iar acum, în noaptea asta, vine artileria grea. Sunt cele mai importante nume în domeniu care vor face atmosferă și vor încinge tot ce înseamnă petrecere aici, în spatele meu. Nu dorm tinerii noaptea, în schimb se odihnesc ziua și mănâncă în apropiere la Street Food Festival. Nu dorm nici agenții antidrog. Polițiștii constanțeni sunt sub acoperire și se strecoară în toate corturile și pe toate ringurile de dans printre petrecăreți. Așa se face că noaptea trecută au prins 5 tineri care aveau asupra lor ketamină, cannabis și cocaină. Acum toți 5 sunt la poliție, sunt în audieri. Nu ar fi de mirare ca să-i ducă în fața unui judecător cu propunere de arestare preventivă. Oricum, toți 5 au dosar penal pentru deținere și trafic de droguri de risc și mare risc. Polițiști sunt în toate stațiunile și la toate festivalurile, acolo unde sunt mari aglomerări de oameni, și țin sub observație tot ce înseamnă fapte penale în acest domeniu. Este a doua noapte de distracție, mai e mult până să se încheie mini-vacanța de 1 mai. Vom reveni de aici, de pe litoral, cu noi imagini, detalii și informații.